Ce-ai tu, iubită? Unde-i mămica ta? Unde-i mămica ta? Cred că tu o să fii șefa. Cred că tu o să fii șefa, așa-i? Că tu ești cea mai militaroasă. Mulțumesc, sănătate mie. Fetele, ce faceți? Fetele stau la umbră. Așa-i? Așa e, prințesă. Sunteți sătule? Ați mâncat o văz în lapte toată noaptea. Asta e nesătulă ca măsa. Și măsa într-una mânca. Ce-mi face ăsta poze? Ce vrei cu mine? Bă, nu vă bateți! Băieții! Nu vă bateți! Da. Astea sunt caprele. Creștem capre din 2017. Am început ca tot omul cu o capră și o eduță și acum avem vreo 16. Facem brânză, facem iaurt. Avem câțiva clienți. Cei mai mulți sunt familie. La lapte. Facem produse de cea mai bună calitate, produși, iezi și eduțe de cea mai bună calitate. De exemplu, eduța asta s-ar putea să fie de vânzare. Prețurile sunt ridicate la capre anul ăsta și suntem nevoiți să și vindem din ele uneori. Deci acum cu tot cu iez și eduți avem 16. Cum vă ziceam, facem iaurt, facem telemea, urdă, cașcaval,
Vreau 10 produse. Facem și săpun din lapte de capră, cu lapte de capră, pentru uz intern în familia noastră, pentru uz în familie. De ce? O să zică unii, că am văzut unii batjocoritori că avem atâta de mulți clienți încât facem săpun din laptele de capră. Nu. Facem loturi mici de săpun ca să putem să ne spălăm noi, să fim noi curați cu produse de cea mai bună calitate. Da. Și avem și lapte din belșug. Avem tot ce ne dorim. Așa, domnișoară. Suntem foarte nerăbdători și curioși totodată să vedem dacă cu siguranță vreo două din cele 5 vătui ce n-au intrat la montă anul trecut, să vedem dacă s-au montat acum, pentru că le-am dat la țapă în primăvară. Ce-ai, iubită? Da, și ești cu minte. Vai, ce cu minte ești tu. Și prietenoasă. Da. Bravo. Bravo. Ești o scumpă. Bravo. Bravo. Tu ce vrei tu? Ce te frești de mine? Du-te mai în spate să te și văd. Câtă iarbă au și mănâncă frunzele. Eduțele astea sunt foarte prietenoase. Ia uitați, asta e una dintre eduțele pe care le-am ecornat. Și cu toate astea avem un pic de cioc aici. Dar nu mare și nu ne deranjează, nu ne îngrijorează. Pentru că poate ați observat că toate caprele noastre sunt fără coarne. Având capre fără coarne, ne scutim de o grămadă de probleme. Tu, iubită, tu. Tu, porumbiță, tu. Ce urechi frumoase ai. Dar pe tine te vând. Că ești foarte frumoasă și o să iau bani buni pe tine. Da, și ești și din mamă bună de lapte și ești o fetiță elegantă, o ieduță metis de alpină franceză cu anglo-nubian. Metis pentru că urechile nu sunt foarte lungi. După spusele unora, urechile ar trebui să fie, am văzut la cineva cu urechi de două ori mai mari ca și asta, deci erau până aici. Însă despre caprele angro-nubiene o să fac eu un video în viitor și o să vă povestesc despre asta. Pentru că am avut și noi o aventură, în momentul de față avem țapul anglo-nubian, care e acolo în țarc separat, ca să nu le fugărească toată ziua. Astea sunt caprele, cu ele ne ducem traiul. Ia spune, fetiță, mulțumim de vizionare, așteptăm cu nerăbdare comentariile voastre, neapărat să ne scrieți un comentariu, neapărat să ne dați un like
Și dacă vreți să ne dați o distribuire pe rețele de socializare, ar fi foarte drăguț. Vă mulțumim pentru vizionarea acestui video, vă salutăm și ne vedem data viitoare. Ce faci, prietina? Hă? Da, îți place, șai? Îți place cum te scarpini? Hai tu să te șterg la ochi, că nu știu cum te-ai spălat pe față azi dimineață.